Domnule Ceban, ați declarat la conferința de presă că ați studiat raportul de audit și aveți întrebări. Întrebarea mea este de ce n-ați adresat aceste întrebări acționarului, dar ați ieșit cu o opinie fără discutante cu acționari. Eu am discutat. Dacă aveți întrebări, de ce nu le-ați adresat în formă scris? Cereți o ședință, dar ieșiți deja cu poziție. Ok. Am acest drept ca președintele companiei care astăzi reprezintă Moldova Gas. Dar am discutat și am menționat despre aceste lucruri personal cu domnul ministru Parlicov. Eu am menționat aceste lucruri și am menționat în cadrul conferinței de presă că în perioada, vedem, 30 de zile sau mai mult, vom prezenta poziția oficială. Pentru că noi am așteptat în mod normal, când înainte de publicarea acestui raport, să fie comentat de către Moldova Gas. Așa ar fi fost bine și corect. Am primit la ora 9 dimineață, înainte de conferință de presă. Consider că nu putem accepta așa abordare. Este realitate. Ok. Încă o întrebare, domnul Toflaț, și după asta noi trecem la alte, că mai avem și alte întrebări. Da, da. O precizare. Când vorbim de auditul datoriei la gaz făcut de experții străini și auditul curții de conturi, eu vă rog să nu confundați, pentru că la curtea de conturi au fost cu totul alte sarcini. Deci nu putem pune semnul egalității între ele, pentru că curtea de conturi n-a avut scopul să determine care e datoria la gaz. Ei au făcut auditul conformității la investiții și la cheltuieli. Punct. Ultima întrebare. Eu n-am auzit la conferința noastră de presă nimic despre încălcările care au fost admise de Gazprom. Mai ales și ține de venitul ratat din tranzitul gazului. De ce dumneavoastră n-ați spus nimic despre încălcările Gazpromului? Dacă tot v-ați referit la audit, pentru că acolo este constatare. Sergiu, eu cred că trebuie să discutăm noi separat la toate aceste momente și vom veni cu detalii. Doar ce țin de auditul curții de conturi și constatare din acest audit, vă rog, vedeți punctul 85 din constatare. Când vorba despre 143 de milioane de dolari, fix aceeași constatare a avut și curtea de conturi. De aceea este interacțiunea între două rapoarte precis. Și auditorii chiar au luat în calcul toate constatările curții de conturi. De aceea am menționat că se intercalează aceste rapoarte și nu, asta, haideți, noi avem 85 puncte, iată, arăt 85 puncte din raportul auditorilor Wikborg. Domnul Ceban, de ce dumneavoastră induceți lumea în eroare? Spuneți, vă rog, curtea de conturi a avut obiectivul sau sarcina să determine care e datoria la gaz? Da, pentru că cheltuieli, investițiile și cheltuieli, dar partea de datorii, asta e cheltuieli financiare. Nu are treabă cu determinarea datoriei la gaz. De ce dumneavoastră induceți lumea în eroare? Nu înțeleg lucrul ăsta. Nu, în general, nu, Sergiu, audit financiar noi avem care a fost efectuat de către Mult Auditing anul acesta. Asta este raport financiar, auditul raportării financiare, așa cum trebuie după standarde. Acesta este document pentru noi. Asta e totul altceva. Dumneavoastră încurcați lucrurile. Bun, haideți, dacă tot ați pomenit de această cifră de 146 de milioane de dolari care se regăsește în ambele documente, înțeleg, da? Legat de cheltuielile nejustificate, da? Despre asta e vorba despre cheltuieli nejustificate, da. Da. Care nu au fost acceptate de către ANRE și nu au fost incluse în tarif. Știți ce scriu aici auditorii? Dacă n-ar fi efectuat aceste cheltuieli, ar fi avut mai mulți bani pentru achitarea datoriei. Adică 143 milioane, dacă n-am fi cheltuit, am fi achitat 143 de milioane de dolari. Așa iese din constatarea aceasta. Am înțeles.